Microfonul meu merge? Ia uite, alții. Trăiască, trăiască. Auzi, așa ceva nu trebuie să facă. Asta este semnul electoral. Nu, semnul tău este la țara de aur. Semnul electoral al partidului nostru. Te rog frumos, asemenea flotă că pot să legar. Mulțumesc, mă, nu pot să legar, mai ales cu cătușe. Te rog pe coleții. Am venit la tapurte la urmă. O, prințesă, să rog. Are reprezentă. Da, super. Asemenea toată firme prezentă. Pentru mine, Adrian Băunescu, când am auzit că mi-a făcut și o poezie pe această temă, chiar m-a mișcat, mai ales că avusesem o mică polemică cu domnia sa înainte și tot timpul am regretat. Când am intrat în arest, credeam că mă vor ține undeva la 12 ani. Între 7 și 12 ani fusesem încadrat în ultima vreme și zicea, uite, domne, nu o să mai apuc, am văzut că a fost bolnav sau era bolnav și zic, să știi, când o să ies peste 12 ani, o să mai prind în viață pe... E Adrian Păunescu, dar acum am ieșit mai repede decât credeam și o să refac unele relații pe care le aveam și înainte și mulțumesc mult oricum. Fiindcă va fi simbolul nostru electoral în alegeri și afișul nostru electoral cu aceste cătuși, le voi purta tot timpul. Ce e asta? Am nimerit, nu? Haide, jos, jos. Nu. Dane, asta o să trăiți pentru o președinte, ok? Exact. Să trăiți. Hai, luați loc pe scaune. Hai că mai am să-l salut pe Axinte. Să-l salut pe Axinte. Salut. Hai, ce facem? Începem și noi emisiunea? Haideți.